Salutare tuturor, eu sunt Unim și astăzi vă prezint 11 metode cod de counter la Stego în Ark Survival Ascendant. Așa că înainte să începem, lasă un like, verifică dacă ești abonat și cu astea fiind spuse, haideți să începem. Bun, putem începe cu Tech Rifle-ul. Player-ul este foarte vulnerabil la Tech Rifle, așa dacă aveți Tech Rifle, vă puteți da defend cu el. Chiar dacă are armură de metal sau de tech, tot va da mult damage. O metodă foarte bună de a da defense la Stego este cu Poison Grenade. Ar fi recomandat să aveți un gas mask la voi, ca să nu vă adormiți singuri. Iar în caz de inamic care are și el gas mask, este foarte vulnerabil la Tech Rifle, la arme în general. El având gas mask, nu are protecție la cap, așa că poate fi omorât foarte ușor. Un counter bun la Stego mai sunt bear trap-urile. Chiar dacă se pot sparge foarte ușor, sunt destul de ieftine, așa că puteți pune destul de multe pe lângă bază. Bear trap-urile nu se pot sparge de pe Stego, așa că trebuie să se dea jos și să le dea manual demoliș, el fiind în turetele tale. Grapple weight. Aici este foarte important să aveți mai mult weight decât animalul pe care încercați să-l opriți. Dacă ai mai mult weight decât Stego-ul, el nu se va putea mișca, așa că poți să-l omori. O strategie foarte bună este să vă dați mindwipe când vine cineva la raid, vă puneți toate punctele pe weight și luați niște materiale în inventar și dați defense la bază. Balista turret cu chain bola. Este foarte OP contra la Stego, mai ales că nu se poate tăia cu topor sau sword, iar asta face defensul destul de ușor. Turret settings. În caz de noi alte metode și ai doar turetele, poți să te joci cu turetele un pic, pui turetele pe medium și când pușează să tancheze, tu schimbi rapid pe high, până se întoarce Stego, ai o șansă foarte mare să moară Stego-ul pe drum. Nu recomand să setați turetele pe low, pentru că aveți șansa să vă spargă turetele cu rachete, sau să vă pușeze și să vă spargă turetele foarte rapid cu rachete. Bun băieți, avem tech punch. Tank Punch este foarte bun pentru a împinge animalele înapoi. Este foarte bun în caz de nu aveți pregătit pentru defense, iteme sau animale și ajută să nu mai tancheze inamicul turetele tale. Mai mult ajută să tragi de timp până îți pregătești tu ce nevoie pentru defense. Rocket Launcher este foarte bun să dai counter la player de pe Stego pentru că își ia extrem de mult damage, mai ales dacă are armură foarte bună. Ai nevoie de cam de 3-4 rachete și moare playerul, depinde de armura lui, dar la mare parte dai foarte mult damage și este o metodă foarte bună de a da defense contra la Stego. Un animal foarte bun pentru defense este Tyla. Două grămadă de damage și nu este nevoie să puneți puncte în damage. Orice level ai avea, același damage dă. La Tyla este foarte important să aveți HP să nu moară, iar el dă 5% din HP-ul animalului pe care îl ataci, per bleed. Părerea mea, dacă reușiți să combinați grapple weight cu Tyla attack, o să fie foarte ușor să dați defense. Bun, de data asta avem Yuti. Puteți folosi abilitatea lui de a speria animalele. O activați apăsând click dreapta, iar abilitatea ține 20 secunde pentru inamic. Iar să nu uităm de Paracer, acesta dă foarte mult damage pe lângă că împinge Stego-ul înapoi, iar este destul de ușor de tamat. Recomand să vă faceți platform saddle și un box de metal să vă protejeze playerul. Cam asta a fost băieți, dacă v-a plăcut acest episod nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un comentariu și ne vedem data viitoare. Bye bye!